mai vreau doar un cățu. Dragii mei, să ascultem. Iată-ne din nou adunați aici cu micul mare, într-o zi de sărbătoare, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea v-aș ruga să fiți mai alături de noi și să vă așezați pe scăunele, că uitați, sunt așa de frumos aranjate. Știu că e frig afară, dar cu dumneavoastră lângă noi, căldura sufletească o să-și pună cuvântul. Așadar, deschide ușa creștine, că am venit din nou la tine. Drumul e greu și am obosit, de departe am venit. Am venit să colindăm, pe toți să vă bucurăm. Sărbătoarea asta mare o închinăm la fiecare. O să deschidem spectacolul nostru de obiceiuri și tradiții din Comuna Sascut. Și bineînțeles, nu putem da curs acestui spectacol fără a mulțumi în mod special domnului primar Ioan Răuță, prezent astăzi lângă noi, în partea stângă, Consiliul Local Sascut și bineînțeles sponsorilor care ni s-au alăturat. O să-i amintesc pe parcurs. Așadar, o să începem, cum este și creștinește, cu corul psaltic de la Roman, liceul teologic. Avem 4 tineri preoți, viitor preoți, care vor deschide o colindă creștină. Vă mulțumim și vă rugăm să îndurați-vă, să vă, din timpul dumneavoastră liber, să stați atunci noi până la final, pentru că o să apară și Moș Crăciun pentru copiii cuvinți. Vă mulțumim! Cine este Domnul, Împăratul
sara, bună sara, casa aleasă, ne primește, ne primește la ta acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim, la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea noastră ei s-o dăm, la noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. S-a născut Fiul ce sunt, Fiul ce sunt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Seara asta-i seara sfântă, seara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până anul, până anul tot voioasă. Când pornim a colinda, a colinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit, și cu drag tot om veni, tot om veni. Ciucuri verde pe mătasă, Domnului Doamne, sobozine gazdă în casă, Domnului Doamne, când de-aseară stăm pe afară, Domnului Doamne, când de-aseară stăm pe afară, Domnului Doamne, și afară plouă de varsă, Domnului Doamne, și afară plouă de varsă, Domnului Doamne, și întindă nimce de frige, Domnului Doamne, și întindă nimce de frige, Domnului Doamne, și ne pică picurele, Domnului Doamne, și ne pică picurele, Domnului Doamne, de sub toate strășii mele, Domnului Doamne, de sub toate strășii mele, Domnului Doamne, ciucuri verde de mătasă, Domnului Doamne, slobozine gazdă-n casă, Domnului Doamne, Domnului Doamne. Doamne, milă, ești-ne pe noi.
Teologic roman, m-ați emoționat, ați cântat foarte frumos episcopul Melchisedec. Așadar, dragii mei ascultați, Colinda a ajuns deja în sufletele dumneavoastră. V-aș ruga să vă mai apropiați, văd că tot au început să curgă și din stânga, și din dreapta, și din față. Vă rog să luați loc pe scaune, pentru că locuri sunt pentru toată lumea. O să apară și Moș Crăciun, avem cadouri pentru toți cei prezenți. Așadar, apropiați-vă, curaj, pentru că spectacolul acesta este dedicat în special dumneavoastră, celor prezenți și copiilor de la școala gimnazială Sascut. Vreau să vă dezvălui un pic din programul nostru de astăzi, pentru că știu că dumneavoastră cu siguranță ați urmărit afișele care au fost prezentate în comuna noastră. Vor continua copiii din... cu Liceul Tehnologic Elias Ascut, coordonat de doamna profesoară Graul Luminița. Bineînțeles, vor urma copiii noștri din comuna Ascut, copiii talentați pe care îi veți asculta cu mare drag și vă rog să-i încurajați. Apoi ansamblurile noastre folclorice, Mogurelul din Pânceș și Dorulețul din Sascut Sat.
Și bineînțeles, vor veni invitați și din alte județe. Avem, după cum știți, Cosmin Timofte, un solist de muzică populară care ne va colinda cu mare drag. Avem ansamblul Flori de Busuioc din Neamț. Avem Ceata Ușilor din Comănești, o să vină un alaia ușilor aici la noi prezenți în această după-amiază. Și bineînțeles, ansamblul folcloric ca la noi. Dar nu va lipsi interpreta și vedeta noastră, solista de muzică populară, Margareta Clipa. Așadar, aplaudați-i, încurajați-i, să știți că dumneavoastră, dacă stați acolo, e foarte ușor, aici emoțiile sunt mari, tensiunea crește pentru că ei au emoții pentru dumneavoastră și au venit să vă colinde cu mic, cu mare. Așadar, vom continua, dar nu înainte de a numi sponsorii, fără de care astăzi noi nu am fi fost aici. Avem ei Nunu Cătălin, ei Iancu Damian, ei Vătămanu, Relai Grigoriu Gheorghe, Dr. Antoche Simon, ei Stoica Carmen, PFA Zoiței Sorin, ei Borțun Carmen, Ionica Florin, Sece Hilton, Euro Consulting, Sece Joe Silva, Sece Ștefan Chian, Sece Pod Project, Cooperativa Agricolă Moldova și Sece Ultra Coproiect Consulting. Vă mulțumim, așadar invităm în primă fază pe cei de la Liceul Tehnologic Elias, conduși de doamna profesoară Graur Luminița. Aplaudați-i, vă rog frumos! Mulțumesc! Mamă, ce greu merge! Nu-i merge! Pe cul mea par, mie albine.
Oh!
Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jim. Și acum când trece anul, parcă simt îmbătrânim. Mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și acum când luminează n-am puterea s-o consum. Bravo copii, felicitări, ne-ați colindat frumos, așa cum aș știu voi mai bine, mulțumim doamnei profesoare, doamne Graur Luminița. Se pare că ne-am mai adunat, așa ne stă nouă bine să ascutenilor, să fim număr cât mai mare, pentru că comuna s-a spus, se organizează tot felul de spectacole pentru dumneavoastră, ne-am obișnuit cu acest lucru și se pare că dumneavoastră sunteți prompți și sunteți prezenți aici. Așadar, spectacolul nostru continuă. După cum v-am precizat mai devreme, avem copii talentați în comuna noastră. Doar o parte vor ruca pe scenă astăzi aici, cei mai curajoși. Așadar, ne va colinda doi frați minunați, talentați. Felicităm părinții pentru investiția pe care o fac. De fiecare dată știți că eu m-am repetat și o fac de câte ori este nevoie. Cea mai bună investiție pe care o putem face sunt copiii noștri. Așadar, investiți în ei pentru că ei sunt viitorul nostru de mâine. Denis și Roxana Mina ne va colinda. Îi pofim în scenă, aplaudați, sunt doi copii minunați. La saxofon Denis, deja el este cunoscut așa pe la petrecerile noastre. Succes, copii! Scoală gază din pădurți florile d'albe și ne dă un colăcuț florile, florile d'albe. Lăsă din mama pe tata florile d'albe, de ce să cu dorul
Sărbătoarea Crăciunului e ceva divin. Ne adună familia, rudele, copiii plecați departe. E sărbătoarea care ne unește pe toți. Cum și pe noi astăzi, suntem cu toți aici, cu mic, cu mare. Se pare că v-ați mai adunat. Vă rugăm și din parc să veniți aici în față să ne vedeți copiii cum vă colindă, nu în spatele scenei, și din partea dreapta mea și din stânga. Trebuie să vă spun că nu e ușor să prezinți un asemenea spectacol, pentru că sărbătoarea Crăciunului, cum am mai spus, este ceva sensibil, este ceva care ne întoarce în timp, ne amintește de vremea copilăriei și bineînțeles că acest spectacol trebuie să mulțumim încă o dată sponsorilor, care, fără de care astăzi n-am fi fost aici, 10 euro RIN, Consiliul Local Sascut, care într-un număr de 17 consilieri, doar 12 au sponsorizat și dați-mi voie să-i prezint cu suma de 500 de lei. Vărgău Marin Daniel, Doroftei Mitică, Dragomir Neculai, Grăjdeanu Nicoleta, Leonte Costel, Marin Romeo, Paris Alin Mihai, Sandu Ionela, Stanciu Carmen, Apostol Ionel, Moise Fănică Nicolae și Popa Cosică. Și bineînțeles domnul primar Ioan Răuță. Așadar, am să vă prezint o prințesă, așa, un pui de om. Te rog frumos să te alături mie. E vorba de Lazar Andreea, o fetiță de 6 anișori, care m-a rugat frumos, dacă dați voie, să o primiți lângă noi, să ne colinde. Ea, bineînțeles, este în glasul tuturor copiilor care l-așteaptă pe Moș Crăciun. Se pare că Moș Crăciun se lasă așteptat, nu-i așa, Andreea? Da. Tu ce zici, vine moșul? Da. Ești sigură?
Da. Nu l-ai văzut pe aici când s-a scos? Nu l-ai văzut? Stă bine ascuns. Așadar, Lazar Andreea ne va colinda cu un colind binecunoscut, Domn, Domn, sănățăm. Aplaudați-o pe Andreea. Mulțumim, succes! Foarte bine. Succes pe mai departe. O să te rog să mergi la mama ta acolo, în culise. Așadar, Domn, Domn, să înălțăm, cum spune colinda noastră. Și cum v-am mai reamintit, avem copii talentați în comuna noastră, copii șlefuiți de noi cadre didactice din comună. Vreau să mulțumesc pe această care conducerii, prin cuvântul conducerii, adică subsemnata, cadrelor didactice de la școala gimnazială s-a scut, care astăzi ni s-au alăturat. Mulțumim pentru efortul depus copiilor, părinților, bunicilor și, bineînțeles, tuturor celor prezenți aici. Aveți răbdare, Crăciunul înseamnă bunătate, răbdare, găduință. Așadar, prin toate aceste cuvinte, astăzi trebuie să ni le demonstrați aici. Continuăm cu două fetițe talentate pe care le-ați mai văzut în spectacolele noastre. E vorba de Elisa Dumitru, clasa a șaptea, cum îl poftesc în scenă, care ne va colinda cu colindul Vis de iarnă al cunoscutei noastre soliste Andra. Așadar, succes! Mulțumesc! Și visez acasă ajung.
frumos, Elisa, felicitări, bravo, frumos, Colin. Se pregătește sora ta mai mică, de la ștafeta. Te invit pe scenă, Carina, să ne prezinți colindul tău de Crăciun. Aplaudați-vă, rog, încurajați-i, pentru că pentru ei cel mai mult asta contează. Aplauze dumneavoastră, mulțumesc! Iertător, mai îngăduitor. Continuăm tot cu ansamblurile noastre din comuna Sascuta, copiii dumneavoastră și elevii noștri. Așadar, o să invităm pe scenă, în aplauze dumneavoastră, ansamblul folcloric Mugurel din Pâncești, coordonator subsemnat Anela Sandu, Pârvananca, și bineînțeles ansamblul folcloric Doru Letu din Sascuta, coordonator profesor Simona Gârmacea, profesor Ferenț Ioan și subsemnata. I-am adunat pe toți pe scenă, să vedeți cât sunt de frumoși. Ei s-au pregătit mai aproape de microfoane, că am nevoie de vocile voastre. Mai lângă, până lângă mine, drept aici. Hai, curaj! Hai, apropiați-vă, curaj! Facem o forță, așa. Nu stăm... Vă rog să-i aplaudați. Dacă ne aplaudați, o poftim pe scenă să ne colindați dumneavoastră. Mai aproape, vă rog. Haideți, lângă mine. Așadar, cele două ansambluri folclorice au participat la diverse festivaluri și spectacole, unde, bineînțeles, că n-au venit cu mâna goală, au venit cu diverse premii speciale, premiul întâi, și, bineînțeles, a fost premiat la sfârșitul anului școlar, cum de altfel toți copiii din comuna noastră,
de către Consiliul Local, domnul primar Ioan Răuță, căruia îi mulțumim. Au primit câte o excursie de 2 zile, deci cine muncește este răsplătit. Așadar, dați-mi voie să dăm drumul la colindă, numai dacă dumneavoastră ne-o primi. Dacă nu ne primiți, noi nu colindăm. Adică nu aplaudați mai în față. Da. Stai eu aici, bine? Creștine. Așadar, cele două ansambluri vor interpreta pentru dumneavoastră un colind binecunoscut și vă rugăm să colindați cu noi. Mulțumim! Oh,
plăcut, noi vă mulțumim. Continuăm cu un alt colind popular, tradițional. Este dedicat pentru cei care mâine sărbătoresc Sfântul Ștefan, așa de la mulți ani celor care poartă numele de Ștefan. Să ne trăiți! Oh,
stăpâneasă Micu Colinda. O să rog ansamblu un pic mai în spate. Ce avem? Doamna Gărmacea, DJ acolo. Steaua. Dacă ne primiți cu steaua, vă rog frumos să atenție la spate în scenă, da? Forftim în față aici pe Ionuț cu steaua și noi un pic mai în față, că trebuie să o cântăm, da? Mai în față, lângă mine. Haideți. Nu lăsăm singur pe Ionuț. Da? Mai în față. O stea mai mare, dar e o stea destul de lucitoare, așa, Ionuț. Haideți din nou. Și tradițiile noastre, mai bine spus obiceiurile, copiii de la ansamblu s-au gândit să ne și ure, da? Am văzut aici că au pregătit ei un plug ușor. Haideți lângă mine. Un pic în spate, foarte puțin, că dacă stăm uniți ne încălzim. Aici unul, hai frumos și tare și rar. Frumos, nu prea departe. Iar. Primiți plugușorul! Cam pe la Vasile Sfântul mi-a zburat căciul la vântul și a adus o sufereastră chiar la casa dumneavoastră. Și dacă am după căciulă, să vă zic și o rătură. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la casa Colinda. Doamne, binecuvintează casa care se urează. Plugușorul fără voi, plugușorul tras de noi. Să se ducă dintre noi orice rele și nevoi. Să se ducă în pustie și în veci să nu mai vie. Să se audă hăulind cu dinții clățină. Strigați, măi, urlați, lăcăi! Anul nouă să ne aducă nouă, din mai bun și viață nouă. Anul nouă să ne fie început de veselie. Dumnezeu care vă ascultă, vă trimite mană multă și pământul ce-o mara, grâu de aur ne va da. Ia mai mânați mai flăcăi și sunați din zâlgălăi. Să se audă! Aha, aha, copii și frați! Voi copii urați, la porți o pretetit stăjar, urați la porți din lemn de tei, strigați cu sete scumpii mei, să trească țara în bucurii, pentru părinți, pentru copii, pentru bunici, pentru nepoți, și fericiți să fie cu toți, să fie pace pe pământ și voi ieși în joc și când, urați, plăcați, strigați, măi! Mâine anul se noiește, vă urăm împărătește, cu mâini bătrână
dar să vă aducă rod băgat. Să răsară viu de vară și să fie pace în țară. Te amânați că sunteți bun să se audă până în munți. V-am urat, v-am tot urat, dar nu suntem de aici colea, ci suntem de la Mitoc, unde îngheață apa în cioc și ciolanele pe foc. Și moșneavul n-are loc într-un punct de oboroc ca să-și facă și el foc. Trageți mă și sunați-mi zurgălăi! Apoi câte petricele în fântână, atâtea oale cu smântână. Cât carbun pe vatră, atâtea petitor la față. Câte pene pe cucoș, atâtea copii burduhoși. Câte paie pe casă, atâtea galben pe masă. Vă dorim noi cei mici, anii toți ca să vă fie, în belșug și bucurie și să aveți parte de toate, la mulți ani cu sănătate. Opriți plugul, băietan, la anul și la mulți ani! Mulțumim că ne-ați urat. Cu siguranță mesajul vostru e cel care trebuie. Adică la anul când veniți, mai voioși să vă găsim. O să urmeze, bineînțeles, un joc, așa cum v-am promis, un joc al cafrei. Cum știm noi să jucăm mai bine. Așadar, invităm cafra asta frumoasă în scenă, pe striță, așa, în mijlocul scenii, te rog. Și cum se spune, cele rele să se spele, cele bune să se adune, să înceapă jocul caprei. Bate din palme copii, da? Mulțumim, căprița, căpriță frumoasă, înaltă, așa, corpulentă. Te încadrez în baremele noastre. Continuăm cu obiceiuri, un joc specific, jocul topelor, care se spune că înlătură tot răul de anul trecut, adică de anul acesta care tocmai a trecut, iar nouul an care va veni să vină cu multă sănătate, bani în pungă. Să-i ascultăm! Thank you.
Mulțumim frumos! Urmează ora mascaților, uitați ce moșneci avem noi aici, băbuțe, aplaudați-i! Aplaudați-i că-s foarte frumoși și talentați! Atenție că vă iau cu boțul la boț! Și ne speriați. Urmează iar un obicei de-a nostru, jocul căiuților, cai de rasă avem, să știți. Nu-i vindem pe două parale așa, cum credeți dumneavoastră, sunt scump, de fapt sunt fără preț. Thank you.
ne-ați cam încălzit așa. Apropiați-vă, copii, dacă v-a plăcut, aplaudați. Se pare că nu prea v-a plăcut. Haideți lângă mine, copii, să și sorcovim un pic. Pentru că au început să apară invitații noștri, o să urmeze după ansamblu Mugurelu și Dorulețul din Pâncești Sascusat. Mugurelu din Pâncești, Dorulețul din Sascusat, coordonator Gârmacea, profesor Gârmacea, Simona Ferenț Ionel, Anca Furvan și Sandu Ionela. Nu putem încheia anul noi ansamblurile folclorice din comuna dumneavoastră fără a vă sorcovi și să fiți atenți că sorcova noastră e una mai specială, așa. Așadar, să înceapă sorcova. Se aplaudăm, vă rugăm, dragi copii, ascultați frumos, o să apară și moșul meu, Șortin, e cineva, da, ieșind după scenă, frumos, că moșul este prin apropiere, așa, da, dragi copilași, nu pleacă nimeni acasă, pentru că moșul are sacul foarte plin și are daruri pentru toți copiii cu minți, chiar dacă mai făcute cu o poznă, tot primesc un cadou anul acesta. Așadar, spectacolul nostru de colinde și obiceiuri de iarnă continuă. Trebuie să reamintim încă o dată sponsorii noștri care ne-au sprijinit și ajutat, Consiliul Local Sascut, fără de care nu am fi fost astăzi prezenți și, bineînțeles, dumneavoastră, pentru că noi degeaba ne organizam dacă nu erați astăzi lângă noi. Nu aveam pe cine colinda. Să știți că de aici, de pe scenă, sunteți foarte mulți și frumoși și o să mai veniți. Cu siguranță moșul aduce odată cu dubdea lui și alți copii. Așadar, îl poftim în scenă pe solistul de muzică populară, domnul Cosmin Timofte, să nu cumva să-l botez. Mă pune să dau oaie de pomană. Care, bineînțeles, ne va colinda, ne va ura. Am fost acolo și un urs cu dubdea lui. Cu siguranță l-ați mai văzut la emisiunile TV, Favorit, Etno, ne-a încântat, ne va încânta și astăzi în comuna Sascut, comună care zic eu cu schimbări semnificative, datorită Consiliului Local, datorită dumneavoastră, acelor care ne implicăm și punem umăr la umăr pentru ca să clădim ceva aici, pentru că eu am spus clar, eu din Sascut nu plec. Așadar, o să încercăm cu toții să schimbăm un pic imaginea comunei Sascut în bine, pentru că se poate, cu bani puțini se fac lucruri mari. Așadar, dumneavoastră trebuie să fiți îngăduitori, să ne înțelegem că și acasă, când vrei să schimbi ceva, nu poți totul dintr-o dată. Trebuie să o iei ușor și sigur. Așadar, sponsorii noștri Eurorin, Nunu Cătălin, Ian cu Damian, Vătămanu, Relai Grigoriu Gheorghe, Dr. Antoche Simioni, Stoica Carmen, Fefea Zoița Sorini, Borțun Carmen, Ionica Florin, Sece Hilton, Euroconsulting, Sece Geo Silva, Sece Ștefan Chian, Sece Pot Project, Cooperativa Agricolă Moldova și Sece Ultra Project Consulting. Dacă domnul Cosmin este pregătit, noi îl poftim în scenă, dar numai în aplauzile dumneavoastră.
Începe spectacol de colinde, avem invitații, avem mușii de la Comănești, avem ansamblu folcloric la noi și bineînțeles în finalul spectacolului interpreta de muzică populară Margareta Clipa. Clipa. Așadar, vă rog frumos să aplaudați acești minunați copii împreună cu domnul solist de muzică populară Cosmin Timofte. Mult succes! Pune ni trebuie de acolo. Era ușa deschisă.
Crăciun. Pe mai sfântă decât toate, la mulți ani cu sănătate, la anul și la mulți ani. Mulțumim, au fost mugurașii neamțului de apărgați, neamți, împreună cu domnul și îndrăgitul solist de muzică populară Cosmin Timofte. Ne-ați comandat frumos, ați și înghețat, o să țineți minte că ați ne-l lăsați cu dragii mei mugurași. Așadar, sunteți cam, nu spun zgârciți că sună urât, nu prea darnici cu aplaudat-o. Vă mai dezmorți și mâinile, dragii mei, sigur nu ne face rău. Așadar, invităm în scenă, în aplauzele dumneavoastră, pe domnul interpret Cosmin Timofte. Bună ziua, vă spun și eu și bine v-am găsit pentru, cred că a treia oară. Ne-am văzut și anul trecut la festivalul de datin și obiceiul de iarnă organizat aici la dumneavoastră. Ne-am văzut și la zilele Sascutului. Asta înseamnă că aveți un primar bun, un primar excelent. Să știți că tocmai vorbeam cu domnul primar și a spus așa, că cine aplaudă primește 500 de euro de la domnul primar. Și acum aș mai vrea aplauze pentru domnul primar, că el ne dă bănuții. Bravo, felicitări! Întrebarea mea este, primiți cu colinda? Nu se aude, trebuie să audă până la noi, la Bacău. Atunci să colindăm. Cei din față, copiii de la școala Sascut, vă rog să nu stați în fața părinților voștri, domn fundului profesor, mai în spate, toată lumea, că vor veni urși și vă mănâncă ursul. Haideți în spate, în spate, că o să vă lovească, ei sunt foarte puternici și răi, dar mai durează un pic când să facem un pic de loc. Mulțumesc! Continuați, domnul Cosmin, mulțumim! Mulțumim că ne-ați primit cu Golinda, acum ne primiți cu caprele și cu urșii? Nu se aude, să știți că nu se aude! Atunci să-i dăm drumul la ursărească! Brăduț verde, dică-n
oferite la Ursărească. Să știți că caprele noastre s-a făta și dacă domnul primar ne va invita și la anul, o să aduce mult mai multe capre, mulți mai mulți urși. Vrem să-i întrecem pe cei de la Asău și de la Comănești, am înțeles că sunt și ei prezenți astăzi aici. Acum, priniți cu jocul de capră? Să știți că nu s-a auzit decât până aici, după s-a scut. Atunci să intre căprițele. Asta-i capră de soi bună, ța-ța-ța, căprița mea. Ai ghepot în loc s-o țin, ța-ța-ța, joacă-șa. Am scos capră de vânzare, ța-ța-ța, ța-ța-ța. Dar n-o dau la oarecare, ța-ța-ța, ța-ța-ța. Capra mea e învațată ca să și-i alintată. Doar pirales, mă lăiești greu și o văz. Capra mea e învațată ca să și alintată. Mănâncă doar pirales, mă lăiești greu și o văz. Iar când joacă vrea de alină, ța-ța-ța, că
așa. Și un rachioaș de prune, ța, 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 căprița mea, să facă voia la lume, ța, 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 joacă așa. Și ne-au pus mâna pe ea, ța, 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 o scapat de boală grea, ța, 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 ța. Mâna o nevastă, i-a trecut jungiu din coastă. Și-o fată mâna o pus, dorălaia o ajuns. O pus mâna o nevastă, i-a trecut jungiu din coastă. Și-o fată mâna o pus, dorălaia o ajuns. O babă cu părul linsă, ța, 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 căprița mea, mâna spre ea o întinsă, ța, 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 joacă așa. Nărăvașă ca prafocă, ța, 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 căprița mea, o împins baba la loc, ța, 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 joacă așa. Eu m-am socotit din nou, ța, 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 n-o mai duc la iar mă rog, ța, 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 ța. La sărbători un disfet și șutișuri, să legi dragostele, să mulțească nunțele. Am să port la sărbători un disfet și șutișuri, să legi dragostele, să mulțească nunțele. Pe la gospodar cu fală, ța, 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 căprița mea, jucăm capra noastră sară, ța, 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 joacă așa. Asta-i capră din Bucuș, ța, 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 căprița mea, dai un ban mâna să pui, ța, 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 joacă așa. Sar căpriță locul-i bun, ța, 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 cât e curt la noapte în fân, ța, 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 la mulți ani de-ază plecăm, ța, 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 și la alții să ajungem, ța, 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 joacă așa. Cheers.
Mulțumim tuturor, să știți că vrem să întindem aici o horă mare, o horă mare așa frumoasă, că vă văd pe toți că sunteți așa de frumoși, rezistați frigului de afară și fiecăruia în parte să știți că se vede căldura sufletească. Sărbători fericite încă o dată și Crăciun fericit alături de cei dragi. Mergem mai departe. Să dansăm un ciobănaș. Am văzut că au fost câteva persoane care s-au încins așa la joc, la horă, și dar cred că mulți dintre dumneavoastră sunteți pereați de urși care tocmai vin, așa-i? Haideți să mergem mai departe. Să
Și-mi-e murgul sub
Jocul mascaților, dar niște mascați mai mici idei, așa, haideți să aplaudăm!
Și acum urmează o suită de dansuri populare, două suite din Neamț. Dansatori tineri, în formare. Ai, 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 ai
Mulțumim dansatorilor, iar acum dați-mi voie să vă cânt la mulți ani, mulți ani și mult noroc! La mijloc, la mulți ani, mulți ani, fiți fericiți. Un pahar de vin bun mai ciocniți. Ei, la mulți ani, paharul sus, cântui cât chimerea pus. De ziua ta chefuiești, cu cei dragi întâlnești mai. Și din dor cântați-mi, de ziua ta chefuiești, cu cei dragi te întâlnești, măi. Ai timp să te balanți, e drag și din dor cântați-mi. La mulți ani, mulți ani și mult noroc, ai jucat, uite așa, la mijloc. La mulți ani, mulți ani, fiți fericiți, cu pahar de vin bun mai ciocniți. Ăi, să și-o gândi cu șeșir, când ai și-o prindit mai bine. Mulțumim frumos, într-adevăr să ne țină Dumnezeu să mai vin să cânt și eu. Mulțumesc încă o dată pentru invitația făcută, mulțumesc ansamblului Flor de Busio, mulțumesc colegilor, felicit organizatorii acestui festival pe domnul primar, primăria și consiliul local de aici și acum la final dați-mi voie să vă sorbovesc cu grâu. Știți că se spune că grâu aduce noroc și bogăție, da? Sorcova vesela, să trăiți, să înfloriți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir. Tare ca piatra, iute ca săgeata, la anul și la mulți ani. Doamne ajută, petrecere frumoasă și Doamne ajută! La anul și la mulți ani mulțumim, domnul Cosmin Timofte și ansamblul Mogurașii Neamțului. Așadar, spectacolul nostru se pare că este așa în toi, cum se zice la țară. După cum văd eu în față așa, mi se pare că îl văd pe Moș Crăciun. Moș Crăciun, noi suntem aici, suntem cu minți, vă așteptăm cu drag și văd că aveți în spate o ceată a urșilor de la Leorda Comănești. Haideți, moșule, haideți la noi! Noi am fost cu minți, uitați copiii, cât suntem cu minți, părinții, bunicii. Consiliul local ne-a sprijinit prin domnul primar Ioan Răuță, sfătuii noștri, ca sacoșa, sacul moșului să fie unul bogat. Haideți, moșule, cineva să ajute Crăciunițele să ne ajute moșul. Haideți, Crăciunițelor, înaintea moșului. Haideți, moșule.
Haideți să-l aplaudăm pe moșu. Haide, moșule, ce tânăr ești. Era un cântecel. Dar moșul nostru bătrânel și vine de departe, de la Polul Nord. Bine ai venit, Moș Crăciun. Dumnezeu să-ți dea sănătate, putere, ca să vii an de an la noi la Sascot, cu sănătate, belșug, prosperitate. Să ne trăiești, moșule, să poftim pe scenă aici între noi, ușor, ușor. Crăciunicele unde sunt? Păi este zică de Moș Crăciun. Haideți, moșule, haideți să vă întâlnim eu. Crăciunicele astea m-au amândurat așa. Ușor, moșule, ușor. Felicul sude pe tău! Haideți, Moș Crăciun. Și tot peste
rog frumos, domnule. Ei, la tulpina bradului a fătat ursoai ca pui. Ei, a fătat doi câte doi, că-i bună balată soi. Ei, unul negru șapte roși, ei, și-a făcut buricul. Ei, și un mal cu picățele, ei, spaima găinilor mele. Ei, eu atunci când am aflat, dar e rău m-a supărat. Așa-mi va putea te gustat și cu ursul a plecat! Thank you.
nevastă sănătoasă, mulțumim de ce ne-ați dat, ne-a luat și și-am plecat. Let's go.
ceată adevărată de urși. Și ursul aici, am văzut-o pe acolo. Cred că v-a plăcut, așadar aplaudați. Mulțumim domnului primar Ioan Răuță, mulțumim Consiliul Local, sponsorilor. Și vă mulțumim dumneavoastră, pentru că mă uit aici numai atât de mare, ne-ați rămas alături de noi. Vă mulțumim frumos! O să rog colegii mei cadre didactice de la școala gimnazială Sascut și aici între Verești, Sascusat, Pânceș și Sascut să-și organizeze copiii, să-i țină aproape. Mai durează un pic, să le mai încălzim un pic. Am văzut ușii să se îndepărteze, că sunt foarte gălăgioși. Și tot anul ăsta toate relele s-au dus odată cu dumnealor și anul viitor va fi un an prosper, spunem noi. Așadar, dragii mei sascuteni, invităm în scenă ansamblul folclorical la noi, coordonat de domnul profesor Robert Costrovaro, da, domnul Robert, nu v-am botezat, vă dădeam un urs de acolo din ceată. Așadar, în aplauz de dumneavoastră, ansamblul folcloric ca la noi din Bacău. Thank you.
Thank you.
fost ansamblu folcloric de profesoriști ca la noi din Bacău. Mulțumim că ne-ați colindat, că ne-ați urat. Sunteți foarte frumoși și vă mai faceți, dacă vreți l-ați ascult mai des. Da. Mulțumim frumos, mulțumim pentru spectacol. Așadar, moșul nu a venit cu mâna goală, să știți, în afară de cadouri pentru toată lumea, vă rugăm un pic să ne mai îngăduiți, ca să nu plecați cu mâna goală, să spuneți că după aia v-a mințit că nu, moșul a venit și n-a venit. Moșule, mulțumim că ați venit, a venit împreună domnul primar, vă rugăm frumos să urcați pe scenă cu domnul vice, cu o solistă de muzică populară din Bucovina, județul Suceava, doamna interpretă a muzicii populare românești, frumoasă, Margareta Clipa! Doamna Margareta Clipa, bine ați venit la noi la Sascut. Veniți în mijloc ca să vrem și noi mai frumos un pic. Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult de invitație. Sunt pentru prima dată la Sascut, trec aproape săptămânal pe la Sascut, dar iată că astăzi, de Crăciun, zi de mare sărbătoare, am onoarea și bucuria să cânt la gospodarii din Sascut. Mulțumesc, vă promit și la zilele Sascutului. Mulțumesc. O să vă invităm, ne cerem scuze. De ce să ne cerem scuze? Trebuie să ne urăm Crăciun fericit! Să fiți sănătoși, la pungă groși, belșug în casă! Dă-te mai încolo, că se bagă nea statuie. Vă rog să aveți răbdare un minut, să le spun câteva cuvinte sascuțenilor mei, să le mulțumesc pentru că au rămas cu această oră, să mulțumesc Consiliul Local pentru efortul care l-a făcut, unii doar din consilierii locali, să mulțumesc sponsorilor care ne-au ajutat, să vă mulțumesc dumneavoastră, să-i mulțumesc lui Moș Crăciun că a venit cu valeașca și după ce termină programul doamna Margareta Clipa o să ne organizăm, toți copiii o să treacă prin față și o să ia pungere, iar polițiștii locali cu sandarmii o să închidem perimetrul ca să nu mai facem greșeala lui trecut. Să vă dea Dumnezeu sănătate! La mulți ani pentru anul 2018. Vă transmit și din partea vicelui meu primar care e lângă mine, din partea Consiliului Local și a domnului președinte Benea, senatul nostru, al domnului Vlase, al domnului Donava, pentru că ne-au alocat niște fonduri în valoare de peste 80 de miliarde ce vor începe anul viitor și mai avem încă vreo 7-8 proiecte pentru anii ce urmează. În final, ce să vă spun? Că din partea moșului Crăciun și a bunicului Răuță, în anul 2018 vă urez la mulți ani și să ne vedem cu bine. Multă, multă sănătate și încă dată la mulți ani. Vă urez succes, doamna Margareta Clipa, pentru că așa o să vă iubească și sascutenii, că noi eram la modă tot cu moldovence. Dar acum, ne cerem scuze, sperăm să facem cum să zic eu, repetir la zilele Sascutului. Mare drag, domnul primar, nu vă cereți scuze! Noi am venit aici să ne petrecem, să ne distrăm, să petrecem anul cu bine, cu belșug și voie bună! Succes! Mulțumesc! Mulțumesc! Succes. Și dumneavoastră, la mulți ani! Și om bogat, te faci om bogat, ia ca sa, tot urâs
dragii mei, vă provoc la joc! Nu am avut nici n-avem, mai ia ca așa, așa, așa.
Mulțumesc! Se apropie Sfântul Vasile pentru toți cei care poartă numele de Vasile la mulți ani! Și zi, Vasile! Zi! Să-i joc, mai cu caprințe și cu joc. Când mi-e drag să-i joc, azi
Dumneavoastră să stați cu camera pe noi, să faceți poze și să jucăm împreună cu domnul primar, cu soția domnului primar, cu domnul viceprimar, iar dumneavoastră, doamnelor, pe cine prindeți în mijloc cu camera și să știți că vreau să fac și eu poze și vă promit că umplu Facebook-ul cu poze de la Sascut. De acord? Ovidiu? Unde ești Ovidiu? Ovidiu Drug, vino să-mi iei telefonul și nu da drumul la muzică până n-ajungem aici în mijloc. Avem altceva mai important. Vreau să vă spun că vreau să vadă lumea întreagă. Haideți, vă rog, coborâți și dumneavoastră, domnul primar, cu toată lumea. Vreau să vadă lumea întreagă ce se întâmplă de Crăciun la Sascut! Haideți! Da, jucăm cu toții, da? Jucăm cu toții! Faceți poze! Aveți ocazia să faceți poze și să postați pe Facebook, da? Dăm drumul la muzică! Cântăm și la... Ai, cu mine nu prea să ai numai
cu domnul viceprimar și cu dumneavoastră și vă mulțumesc din toată inima. Da? Este minunat. Așa că, acum ca să avem spațiu, vă invit pe scenă, îi dăm drumul la muzică și ne distrăm până dimineață!
Thank you.
Mergem acasă să vedem un vin de cotnari sau le dă domnul primar.
moșul, doamna Margareta. Aha, da. Ai, cu moșul. Cu moșul, da, da, da. Cu moșul la moșul. Am zis, spun o poezie. Ia bine, bine. Bine, 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 tatăl dumneavoastră. Domnul primar, dacă vine și moșul, am să-i spun o poezie. Când e cântat, am cântat. Știu și eu o poezie de la grădiniță. Vede ceva, moșul? Da. Din care moș vezi, cu mustața mai neagră sau mai albă? Un moș plin de experiență. Deci, un moș cu experiență. Moșul dă o mie și ceva de copil. De euro? Dă o mie și ceva de euro? Peste o mie. Peste o mie. Așa, bravo, felicitări. Moș bogat. Da. Un moș bogat, cu bani. Păi vezi că căutași dumneavoastră, bogat. Da. Hai să fii cu suflet bun. Bogăția se face dacă ai suflet bun. No? Sărac ajunge cu bogat mai greu. Nu știu ce a spus, mai puteți să repetați o dată. Sărac ajunge repede, dar bogat mai greu. Da, așa. Tot am înțeles. Păi sărac poți să rămâi închis vă ghișești gata. Da, ungești da. Da, exact așa. Până la urmă ori tot sărac bun. Deci, domnul primar, eu promit că o să vin de zilele localității să ascult, pentru că deja invitația este lansată de dumneavoastră. De acum. De acum, dar și dacă nu mă invitați, știți că vin neinvitată. Mă aștept. Și vă promit că de fiecare dată când o să trec prin Sascut, intru în primărie să servim o cafea împreună. Așa. Dragii mei, eu vă doresc în continuare sărbători cu bine, cu bucurie, cu sănătate, să-i aveți pe toți cei dragi și apropiați acasă, la masă, la un pahar de vin și un cuvânt bun. La mulți ani, Crăciun fericit! La mulți ani, vă mulțumim frumos, vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră, vă crească familia și mult, mult succes în continuare. Și dați voie să vă pup pe anul ăsta? Da. Auziți, și ca să dezvălui de ce l-am pupat de trei ori pe domnul primar, pentru că odată este pentru mine, odată este pentru domnul primar, și odată pentru prietenia noastră. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult! Deja suntem prieteni. Mulțumesc mult! Da, și eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Rămâneți sănătoși și voioși! Sănătate, și la pungă, grăși! Mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Rămâna! Să nu plece nimeni, pentru că avem cadouri, moșul de faptare s-a cumplit, toți copiii au primit cadouri. Chiar dacă la început ne-am îndulțit un pic, acum văd că ne-am mai rărit. Deci nu pleacă nimeni fără cumbuliță de la Moș Crăciun.